putem vorbi despre problemele pe care le putem dobândi, iată, după o anumită vârstă, mai ales la consumul anumitor alimente, cum ar fi, de exemplu, lactatele. Pentru acest subiect, bineînțeles, a venit alături de noi Cristian Mărgărit să vorbim despre această problemă. De fiecare dată aud tot felul de păreri. E bun laptele? Nu e bun laptele? E bună brânza? Nu e bună brânza? Nu sunt sănătoase? Până la urmă, îl consumăm sau nu laptele? Dacă ne face bine, îl consumăm. Nu neapărat sub formă de lapte dulce, pentru că el este într-adevăr un aliment de creștere. Copiii în creștere, sportivii, persoanele care vor să crească în greutate, bineînțeles, au nevoie și de un astfel de aliment. În schimb, adulții, bătrânii, persoanele care vor să slăbească, trebuie să aibă grijă la cantități. Mai ales când vorbim despre brânza grasă. Avem aici, de exemplu, și niște variante cu mai multă grăsime, cum este și cașcavalul, cum ar fi untul, cum ar fi o smântână foarte groasă, deci cu multă grăsime. Deci contează foarte mult cine ești, cât sport faci, câtă mișcare și ce obiective ai. Dacă faci sport și chiar vrei să crești în greutate, bineînțeles că lactatele dacă sunt foarte bune. Dacă faci mișcare spre deloc, ce să mai și zic? Atunci nu prea îți permiți să mănânci foarte multe lactate și aici, culmea, trebuie să rezolvăm și acest mit între lactate degresate și lactate cu grăsime integrală. Sigur că dacă vrei să slăbești, poate ar fi mai bine să alegi lactate cu mai puțină grăsime. Ok. Da, pentru că ai mai puține calorii. Repet, asta depinde foarte mult de cine ești. Dacă ți-o dietă ketogenică, de exemplu, atunci sigur vei mânca lactate grase. Aici vorbim de un om normal care nu ține neapărat nici diete și poate normal... chiar nici nu are nicio problemă de sănătate. Deci ar putea consuma din oricare. Fără îndoială. De ce spunem asta? Există celălalt mit. Laptele e făcut pentru viței, nu e făcut pentru specia umană. De fapt, laptele este singurul aliment de pe pământ făcut special pentru a fi mâncat. Pe locul doi ar fi fructele, cumva, pentru că și ele sunt făcute pentru a fi mâncate, dar laptele este mult mai bogat din punct de vedere nutritiv. Repet, e făcut pentru creștere. Deci este potrivit și pentru specia noastră. Nu este atât de diferit de laptele uman, acest lapte de vacă. Se tot spune că laptele de capră e identic cu laptele uman. Nu. Au diferențe și asemănări între ele ca pentru orice aliment, dar dacă ne uităm la diverse civilizații, așa, inclusiv grecii din insulele alea unde trăiesc mult, mănâncă lactate, mănâncă brânză, feta de unde vine, tot de acolo. Deci nu le eliminăm complet, da? Dacă ne face bine și ne simțim bine, îl mâncăm. Dacă vedem că ne face probleme, nu mai consumăm. Spuneai de fructe mai devreme. Le combinăm? E bine combinația? Putem să le combinăm și uite, ia fi atentă ce am făcut aici. Deși pe piață acum există și iaurturi cu fructe fără zahăr adăugat, citim etichetele, zaharuri pe etichetă nu înseamnă zahăr adăugat, deci trebuie să fim atenți. Dar, de exemplu, am un copil sau, repet, o persoană care s-a dus la sport, cum ai făcut tu, și am pus un pic de gen, da, într-un iaurt mai gros sau chiar într-un iaurt din acela cu 10% proteine, permite-mi dar 2% grăsime. Permite-mi să te opresc pentru un moment, pentru că vreau și mai... Ne-am întors la problema noastră, sau dacă o putem numi problemă, cu lactatele. Ai pus, mai devreme am rămas la momentul în care ai pus niște dulceață în iaurt. Da. Și după aceea eu am zis că te-am întrebat despre fructe întregi. De ce dulceață și nu fructe? Merg și fructele întregi, bineînțeles, doar că dulceața are un gust mai puternic, este mai dulce și, cum spuneam, mai ales dacă ești după un antrenament, îți permiți să mănânci și niște zahăr și mai ales că presupunem că era un iaurt cu mai multe proteine. Așa. Salut! Văd că ești îmbrăcat și în alb, exact ca... Bine ai venit, am și o întrebare, pentru că data trecută când ai fost aici, am făcut un desert foarte bun pe bază de ananas. Așa, și la un moment dat am amestecat ananasul, pulpa de ananas, cu niște iaurt. Și era foarte gustos. Am vrut să fie un pic mai intens și l-am pus la tigaie, la căldură. Da. Când l-am dat la tigaie, a scăzut un pic, dar a devenit foarte amărui. Din ce cauza? Acolo s-au coagulat proteinele. Fiind mediu acid, odată acidul lactic din iaurt și după aia acidul citric din ananas a permis coagularea proteinelor. Ai în ananas acolo și niște enzime proteolitice, dar toate aceste reacții chimice te-au dus mai departe decât trebuia. Probabil că era mai util să folosești o smântână dulce de 30% și ceva, adică ceva care să nu aibă acid, să nu fie deja acrișoară, fermentat. Pentru că asta a rolul de lămâie cumva, da? Exact. Pentru da. Că e să folosește ananasul în iaurt, dar nu... Exact. La ananas se mai face ceva pentru a inactiva enzimele astea, se opărește puțin. Înainte? Da. Îl opărești un pic. De asta îi tai un pic, să-l faci mai moale. Exact. Și geleu, de exemplu, dacă vrei să faci cu colagen, cu gelatină, un geleu de ananas, trebuie să opărești ananasul pentru a inactiva această enzimă, că altfel îți strică și gustul și textura produsului. Deci un pic încălzit. Iar la partea de iaurt trebuia, de fapt, o smântână dulce. Smântâna dulce are și lactoză,
Deci mare atenție cei care nu tolerează, cei care sunt intoleranți la lactoză, dar cum fac italienii de beau cu lapte doar până la prânz, cei mai mulți dintre noi, chiar dacă nu tolerăm un litru de lapte, așa o cantitate mică o tolerăm, cum se folosește și în prăjituri, de exemplu, sau în alte produse. Și încă un lucru important, se consideră într-adevăr că lactatele de capră ar fi mai ușor de digerat și într-adevăr au niște beneficii, doar că au un gust specific. Dacă îți place, e bine, dacă nu îți place, nu e bine. Depinde, ce vrei să mai sănătos și mai fin și mai fin, puțin gras. Mai fin, tu știi foarte bine că în bucătăria franțuzească se folosește foarte mult. Eu iubesc acea brânză de capră, de exemplu, și tu bănuiesc. Și caldă și rece și merge combinată cu orice și are un gust specific. Dar nu toată lumea preferă genul ăsta de aliment cu gust mai puternic. La fel și brânza de oaie. Avem acolo brânză de oaie, se mănâncă și cu roșii, poți să o pui în salată. De oaie, puțin, oaie. Să te mai și ceva, că eram tare curioasă. I-a spus de intoleranța la lactoză. Și eram curioasă dacă intoleranța ne naștem cu ea sau apare pe parcurs? Nu, este... Dacă e pentru toată viața. Intoleranța la lactoză e un fenomen normal. Atunci când suntem copii, putem digera lactoza, deci zahărul din lapte. În momentul când suntem înțărcați, ne pierdem această capacitate. Acum câteva mii de ani, oamenii au supraviețuit și cu lapte. Și atunci mulți dintre noi am dezvoltat această persistență a lactazei. Ce înseamnă asta? La vârsta adultă, enzima care digeră lactoza rămâne prezentă, se tot produce. Deci asta a fost o adaptare la păstorit, la faptul că am avut lapte la dispoziție să mâncăm. Sigur că în foarte multe civilizații, mă rog, unde s-a început cu păstoritul mai intens, se transforma în iaurt și atunci e tolerat mai ușor sau se transforma în brânză. De exemplu, în Asia Centrală, popoarele turcice din iaurt fac o pudră, știi? Din care după aia fac supă sau fac altceva. Deci el este un aliment foarte, foarte ușor de digerat, foarte bine tolerat și foarte sănătos datorită acelor probiotice. La mine, mai iartă-mă o secundă, mai am ceva și gata. Dar nu am probleme. Eu când am fost mic, am băut foarte mult lapte, mama că mulgea vaca, beam câte o litră nestrăgarea mică. Da. Acum nu mai beau deloc. Crezi că am intoleranță? Sau, dar nu vreau deloc, nu deloc lapte, deloc simplu, nu mai vreau. Nu-ți mai posibil, cald aș bea, dar rece să mă împuși. Posibil să fi dezvoltat această, repet, vrei să te împuși, că această intoleranță, pentru că, repet, am crescut. Eu, de exemplu, am băut până la 18 ani lapte, cum spui și tu, mulți de la vacă, un litru, doi, și mi-am depășit media părinților cu 25 de centimetri, ai mei sunt micuți așa. Da, deci, de la lapte, sigur. Un aliment de creștere, cum spuneam. L-am băut foarte mult în adolescență, acum, bineînțeles, mai puțin, folosim brânza, o brânză, să spunem, maturată. Gen... Brânză mănâncă. Da. Haide că aveți o discuție atât de lungă despre lapte. Drept condiment mai mult, nu? Pentru că are multă grăsime, multă sare. Five. Da? Deci, mai mult drept condiment brânza la vârsta adultă. Mulțumim foarte mult, Cristi, te lăsăm, hai cu mine în bucătărie, lasă-te. Mulțumim foarte mult, Cristi, nu mi-e povestit, mulțumim. Câte curiozități are Nicolae despre lapte în ultimele minute, vă rog.